Există o tendință pentru a reduce numărul de deplasări la farmacii, astfel că să reducem riscul de răspândire și posibilitatea de creare a aglomerației, se dau pe perioade mai lungi decât o lună. De obicei se dădeau pe lună, acum se dau pe 3 luni. Există, din păcate, pacienți care își achiziționează cantități mai mari și din cauza asta s-a creat în mod artificial din cauza cererii astea crescute, s-au creat goluri în aprovizionare. Soluția pe care am stabilit împreună cu Ministerul Colom este să creștem cantitatea de astfel de medicamente sau medicamente echivalente, să suplimentăm cantitatea achiziționată, astfel încât să putem oferi celor care rămân fără din cauza achiziționării unor stocuri de alți pacienți.